Salut și bine ai venit la o nouă provocare pregătită de Diana pentru mine. Eu, ați ajutat așa? Șah? Nu, dar pentru provocarea de azi vom folosi tabla și piesele din acest joc. Tu știi care este una din cele mai puternice piese care poate să meargă în oricare direcție? Cred că e regina. Da, corect. Asta e regina? Este o regină japoneză? Da, asta e regina japoneză. Bine, acum imaginează-ți că regina a împuternicit peonii cu forțele sale. Adică ei au puterea să meargă atât înainte cât și înapoi, dar și pe diagonale. Acum, hai să scoatem toate piesele și lăsăm doar peonii. 8 peoni. Da, să lăsăm pește alb, nu? Deci provocarea de astăzi constă în faptul că trebuie să aranjezi figurile astfel ca ele să nu se bată între ele. Adică să înțeleg că este toate regii care poate să meargă în toate direcțiile. Și eu trebuie să fac așa ca ele să nu se bată între dânsele. Exact, exact. Dar asta precis e posibil, da? Da, este posibil. Pur și simplu va trebui să-ți pui creierul în mișcare. Adică dacă una stă aici, una aici, și una aici, ele mai să bată între dânsele așa. Da, toate trei se bată între ele. Dacă una stă aici, asta o bate pe asta. Exact. Asta nu trebuie să fie, da? Nu. Dacă o pun pe asta aici, trebuie să fac așa. Îi pun pe toate aici. Încep din colțul ăsta. Așa. Asta o bate pe asta, da? Dacă o pun aici, tot o bate. Dacă o pun aici, tot o bate. O pun aici. Așa. Cam așa e ideea, da? Cam da. Așa, acum prima regină nu o bate pe a doilea, pentru că merge așa, merge așa, merge așa. Înseamnă că dacă o iau pe asta, asta... Nu pot să o pun pe linia asta prima, pentru că e bătută de asta. Nu pot să o pun pe a doilea, pentru că o bate asta. Dacă o pun aici pe a treilea. Asta e. Dacă fac așa. Și așa. Asta nu o bate. Asta nu bate, nu bate. Asta nu bate, nu bate, nu bate, nu bate, nu bate. Așa, super. Luăm pe alta. Da. Prima linie pus, pe doilea am pus, acum aici. Aici o bate, aici o bate, aici o bate. Asta se bate cu asta. Asta. Nu se bate, nu? Până ce arată bine. Așa. Asta pe asta nu bate. Super. Dacă o pun aici, o bate asta. Dacă o pun aici, o bate asta. Dacă o pun aici, o bate asta. Dacă o pun aici. Oh, super. Asta se încă aici. Dacă se încă aici, între dansele nu se bate. Rămâne o regină care trebuie să vedem. Dacă o pun aici, acum, pe orice rând care n-aș pune, dacă logic se gândim, nu mai este liber. Și dacă eu încerc pete și nu-ți primește, nu, dacă vezi, este liber aici. Păi ți-am spus o doilea dinspre mine. Și este liber. Este liber și este liber. Da, trebuie să. Înseamnă că aici undeva trebuie să. Trebuie să trebuie să. Dacă asta o bate, poate asta nu știu de corect. Dacă asta o schimbăm încoa, deci o bate, 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 tot nu logic, pentru că trebuie să ocupate. Scopul principal este să ai N figuri pe care tu le pui pe tablă N pe N. Așa tu ai 8 pe 8 și ai 8 figuri. Poți să-ți începi, de exemplu, 5 pe 5. 5 figuri. Și tot așa e? Da, absolut așa. Această provocare se numește problema damelor sau problema reginelor. Ele se ceartă între dânsul de tăriu. Da. Trebuie să faci așa ca să nu se ceartă. Ca fetele. Ia în închipul să 8 fete într-un loc.
Logic, fiecare piesă trebuie să stai pe rândul ei, după cum înțeleg. Dar ajung la un moment când, într-o rând, se bate de toate piesele. De exemplu, dacă încerc de la început până la urmă, nu se încadrează niciun pătrat, pentru că toate piesele care le-am aranjat mai înainte se intersectează cu rândul ăsta. Sau nu cred, dar cum faci. Că pare imposibil. Nu știu, gândește-te bine. Bun, doamna. Hai să ne încercăm încă o dată. Dacă am făcut într-un fel și nu merge, înseamnă că trebuie schimbat. Punem una aici și aici. Hai să bată mai multe piese, așa. Dacă omot piesa mai încoșe, dar nu se bate. Da? O luăm pe a treia și o pun aici. Deci înseamnă că se bate cu asta. Dacă omot se bate cu asta, dacă o pun aici, nu se bate nici cu unul, nici cu altul. Fix așa pun și în partea asta. Deci se bate cu asta. Dacă pun pe următorul, aici, nu? Asta nu se bate. Și gata, și oricum ajung la asta. Că trebuie să o pun. Aici nu pot, aici nu pot, aici nu pot, aici. Nu pot. Gata, m-a speriat. Am crezut că e așa. Aici nu pot. Aici nu pot. Nu, tampoco. Aici nu pot. Aici nu pot și aici nu pot. Oricum, ultimul rând, ajungi că nu pot. Bun, dar ne încercăm încă o dată. Nici nu știu, dar ce se... Și ultimul, care se bate cu toate. Asta se bate cu asta. Asta se bate cu asta. Asta se bate cu șelii. Asta se bate cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta, asta pe diagonală se bate cu asta. Imposibil. Imposibil asta. Nu. Nu e posibil. Eu cred că am încercat toate felurile. Am încercat și așa și așa. Să știi că provocarea aceasta are mai mult de 200 de ani și a fost inventată în anul 1824 de către Max Bezel. Bate cu diagonală, așa se bate cu asta, așa se bate cu diagonală și cu asta, așa aici. Bine, să stau o mică pistă. Două încuțuri. Care se bate mai? Ia. Asta se bate cu asta, bine. Ai fost foarte aproape. Da? Da. Să mai spun încă ceva. De fapt, provocarea aceasta are 12 soluții. Serios? 12 soluții? Da! Nu poate fi așa. Dacă îți spun! Regăsesc trei timp. Foarte simplu, dar ultimul nu pot să găsesc. Să bate, să bate, să bate. Să bate, să bate, să bate. Da, trebuie să vedem. Asta nu bate nimeni, nu? Nu, deși nu se bate, deși nu se bate, deși nu se bate. A doilea. De ce nu se bate? De ce nu se bate? De ce nu se bate? A treia. Nu, a patra, nu? Asta, asta, asta. Asta nu a fost ușor. S-a luat aproape o oră. O oră cred că e prea mult. Încă soluția dacă este cu... Super! Deci provocarea nu a fost așa de ușoară, mi-a luat o oră ca să rezolv. Sunt mai multe soluții de rezolvare, așa că poți să încerci și tu acasă, să vezi cum îți iese. Eu mulțumesc lui Briana pentru provocarea de azi, a fost super interesantă. Dar ție, dacă ți-a plăcut provocarea, pune un like și ne vedem în video următor. Pe curând!